Vineri seara, un bărbat de 26 de ani din orașul Strehaia, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-606 în localitatea Slătinicul Mic, a intrat în coliziune cu două autoturisme care se aflau parcate în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto. Acesta a fost testat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind de 0,99 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un bărbat de 26 de ani din localitatea Strehaia, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-606 în localitatea Slătinicul Mic, a intrat în coliziune cu alte două autoturisme parcate. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.